De ce mut ambasada repede americanii la Ierusalim? Președintele Donald Trump explică minunea cu Merkel de fa video. Președintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii mută repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a răspuns curiozitii jurnalilor chiar în timpul conferinței de presă alături de cancelarul german Angela Merkel aflat în vizit în America. Președintele american relatează cum unii al responsabilii de la Departamentul de Stat au venit cu un proiect, discutat de pe timpul președintelui Barack Obama, ca pentru $1 miliard să facă o nouă ambasada la Ierusalim, proiect care s-ar fi finalizat în 10 ani. Trump pune mâna pe telefon și-l suna pe ambasadorul american din Israel, care îi spune că nu e nevoie de o asemenea investiție, deoarece SUA deja are o proprietate în Ierusalim, are și o clădire acolo, care pentru 100 și ceva de mii de dolari poate fi transformată în ambasada, iar proiectul poate fi gata în 3 luni. Trump a spus să nu fie 150.000, ci 300 la 400.000, dar ca nu se compara cele două opțiuni, așa că a optat pentru aceasta din urma, care era și mai ieftină și cu termen de implementare mai rapid. Bomba e ca insusi Trump s-ar putea duce la deschiderea ambasadei americane de la Ierusalim. Comentând, relatând explicaile președintelui american, Christer Hel, președintele Coaliției Românilor din SUA, se întreabă dacă nu cumva președintele PSD al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, e la curent cu noile evolui. Întrebare, dat fiind că Dragnea a spus că e bine ca și România să se mute ambasada, oare va merge și Dragnea la eveniment și se va întâlni cu Trump? Cine l-a consiliat pe Dragnea stia de desubturile astea? Sclavii de pe Dambovita au fost luat pe nepregătite. Dacă nu s-ar mai doar citi și cita între ei, dar s-ar mai si documenta si gândi, poate sclavii n-ar fi luat pe nepregătite. Lumea e mult mai complexă și nu se rezuma doar la bula lor, susține Christer Hel pe pagina sa de Facebook.